emisiunii Sănătate mai presus de toate, oferită de clinica H Medical Clinic. Îl avem și astăzi alături de noi pe domnul doctor în medicină, Mihai Suciu, venit de la Cluj special pentru dumneavoastră. Bine ați venit și ne bucurăm să vă avem alături de noi astăzi într-o nouă emisiune, când vom încerca să deslușim câte ceva din secretele unui organ foarte important până la urmă, pentru, cel puțin pentru publicul bărbătesc al emisiunii. Bun venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Ne veți povesti astăzi un pic despre prostată, da, și despre câteva dintre afecțiunile ei. Ne veți spune câte ceva despre adenomul de prostată, cancerul de prostată și într-un al treilea episod, pe care vor avea ocazia să-l urmărească telespectatorii noștri, ne veți vorbi despre prostatită. Haideți însă să vedem ce este acest organ, unde se află el, unde este situat și cum arată. Da, în primul rând vreau să spun telespectatorilor că prostata o are doar bărbatul, femeia nu o are. Am mai avut și situații în care doamnele m-au întrebat, dar noi nu avem prostată. Deci femeile nu au prostată, doamnele nu au prostată, ci doar bărbații au prostată și este un organ situat sub vezica urinară, înconjoară practic uretra, este ca un manșon în jurul uretrei, care e canalul care duce urina de la vezică în exterior. Prostata are aproximativ 20-30 de mililitri ca și volum, da? Și ea practic nu are un rol prea definit, un rol prea bun, este o chestie, să spun așa, în plus la nivelul bărbatului, care poate că era mai bine dacă nu era acolo, pentru că în timp el poate să dea simptome și de multe ori necesită intervenție chirurgicală ca pacientul vârstnic să poată să urineze în condiții normale. Care este până la urmă rolul prostatei? Asta v-am spus că nu prea are un rol. Deci ea este un organ situat sub vezica urinară. Similar cumva apendicelui? Aproximativ. Apendicelui deja. Prin ea trec câteva glande, are câteva glande, care în momentul în care pacientul, să spun așa, ejaculează, ele își varsă conținutul în spermă, să spun așa, și contribuie într-o oarecare măsură la formarea spermei, să spun. Cele mai frecvente afecțiuni ale prostatei care sunt? Deci cele mai frecvente, sau prostata are trei afecțiuni, prostatita, inflamația ei, hiperplazia, creșterea în volum a prostatei și cancerul de prostată. Cancerul care de obicei apare după vârsta de 60 de ani, dar poate fi întâlnit și înainte acestei vârste. Adenomul de prostată sau prostata mărită, în limbaj popular, da? Care sunt simptomele? Cum ne putem da seama că avem o problemă pentru a ajunge la un medic specialist, la un medic urolog? Da, după vârsta de 50 de ani, orice bărbat trebuie să-și facă un consult urologic. Până la vârsta de 50 de ani, pacienții pot să mai evite, să spun așa, cabinetul de consultație al urologului, dar după vârsta de 50 de ani este obligatoriu să pacientul să se investigheze, în principiu legat de prostată. O investigație specifică pentru prostată este PSA-ul, este o analiză, antigen specific prostatic se numește, este o analiză de sânge care arată dacă prostata noastră este în limite normale sau nu, dacă suspicionăm un cancer la nivelul acesteia sau nu. Din aceste considerente, o prostată trebuie evaluată, trebuie văzută atât ecografic sau prin tușeu rectal și prin PSA la pacienții cu vârsta de peste 50 de ani. Care ar fi consecințele, implicațiile, să zicem, pe de o parte fizice, fiziologice, dar și psihologice în cazul apariției unei asemenea afecțiuni? Da, pacienții, să spun așa, pot să aibă simptome ușoare, adică să urineze mai des, să urineze mai des atât ziua cât și noaptea. Pentru a ști ce înseamnă mai des, de 4-5 ori dacă merge în ziua și o dată pe noapte, nu este o problemă, intră în limitele normalului. Însă dacă un pacient merge din jumate în jumătate de oră și ziua sau mai mult decât atât noaptea, vă dați seama că pe el îl va deranja. Sunt pacienți care vin și spun, domnule, merg din jumate în jumătate de oră noaptea, mă scol de multe ori,
și astfel dimineața a doua zi sunt foarte obosit. Simptomele acestea ale prostatei pot să fie simptome iritative, adică să determine doar o iritație la nivelul trigonului, la nivelul vezicii urinare, sau pot să fie obstructiv. Aceasta crește în dimensiuni și astfel funcționează ca un dop în curgerea urinii. Acest dop poate avea repercursiuni asupra vezicii. De multe ori e important să știm când operăm o prostată, când tratăm o prostată, pentru că prostata poate fi tratată când avem simptome minime, când pacientul merge mai des la baie, când îl ustură la urinare, când are disconfort la urinare. Poate fi tratată prin chirurgical, să spun așa, în momentul în care pacientul are un jet foarte, foarte subțire și un jet, cum se zice, că urinează pe vârful bocancului. Și atunci trebuie luat o decizie astfel încât să putem trata pe acest pacient, chiar chirurgical. De ce? Pentru că vezica urinară suferă. Dacă prostata poate fi operată, să spun așa, la orice vârstă, în anumite situații o operație nu mai aduce niciun beneficiu la pacient. În momentul în care vezica urinară își pierde elasticitatea fibrelor musculare, fibrelor elastice, ele devin rigide. Și atunci degeaba îl operăm pe pacient de prostată, pentru că vezica nu mai are capacitate să se destindă, să acumuleze cantitate de urină, ca pe urmă, în momentul în care fibrele elastice se contractă, să elimine urina afară. Și atunci devine o vezică flască, o vezică cu pereți îngroșați și degeaba îl operăm pe pacient de prostată, că nu o să mai ajutăm, nu o să mai aducem beneficii. În cazul ăsta, practic, nu mai sunt soluții? Sondă. Putem să punem sondă urinară și pacientul va sta cu sondă urinară. Mi-ați răspuns cumva și la următoarea întrebare pe care o pregătisem. Iată care sunt tratamentele. Deci, pe de o parte, medicamentos, chirurgical. Se poate merge și pe un tratament cumva naturist, mult mai puțin invaziv și agresiv, să zicem? Deci, tratamentul poate să înceapă la pacienții care au simptome ușoare, deci urinează de două ori noaptea, are un minim disconfort la urinare, putem să începem cu ce? Cu ceai de pufuliță, care este ieftin, este la îndemâna tuturor, se găsește la noi în țară, la farmacie, pacientul bea câte un ceai din acesta de pufuliță cu flori mici. Dacă merge la orice farmacist, întreabă un ceai de prostată, poate fi recomandat acest ceai care este chiar produs în țara noastră și nu trebuie cumpărat din afară cu adaosuri foarte mari. Dacă pacientul are alte simptome, urinează mai greu, începe să urineze mai greu, putem să intrăm cu un alfa-blocant. Este un medicament cu care relaxează, prin care se relaxează colul vezical. Astfel că pacientul poate să urineze mult mai ușor și nu se forțează la urinare. Dacă prostata crește în dimensiuni și devine obstructivă și jetul de urină este din ce în ce mai slab, putem să intrăm și cu inhibitor de 5-alfa-reductază care scade puțin volumul prostatei. Putem avea chiar două tratamente, și un alfa-blocant și un inhibitor de 5-alfa-reductază și atunci cu două tratamente pacientul să se simtă o perioadă de timp mult mai bine. De ce spun o perioadă de timp? Pentru că tratamentul va avea un rezultat doar o perioadă de timp, după care va trebui să-i facem o intervenție chirurgicală, deoarece tratamentul nu își va mai face efectul. În momentul în care, sub tratament, un pacient urinează foarte greu, stă mult la baie, sunt pacienți care merg să urineze și vin după 10 minute, deci el, săracul, se forțează, strânge din burtă, uneori chiar urinează de pe colac, de pe colacul WC-ului, atunci n-are rost să mai aștepți, pentru că tu forțezi vezica, vezica respectivă, dacă o forțezi, v-am spus, își pierde elasticitatea peretele și pe urmă nu mai poți face nimic, decât să-i pui la un dom o sondă și să stea cu sonda. Operația de prostată este una endoscopică, fără tăietură, mai ales acum cu tehnici noi, să spun așa, cu tehnici în care avem soluții care perfuzează vezica mult mai eficiente și complicațiile postoperatorii sunt mai mici, se pot opera, opera și pacient de 90 de ani de prostată, prin care îi scoți pe canal, fără tăietură, țesutul crescut în plus. Astfel că pacientul urinează ca la 20 de ani, să spun așa, a avut un vecin care, săracul de fiecare dată când mă întâlneam cu el, tot că urinează greu. Vecine, hai că îți fac o intervenție și ai scăpat de problemă. Păi nu, că mi-e frică. Și după vreo 3 ani, 4 ani, nu a mai putut, aproape că s-a blocat. În momentul în care s-a
s-a blocat, o venit să îi tratez. No, după ce l-am operat, după o lună de zile, o zis, vai, deci știam cum e, mai mă operam acum 5 ani. Deci asta trebuie să înțeleagă pacientul, că nu este un lucru foarte, foarte greu de realizat să faci o rezecție, mai ales dacă ai o experiență să faci o astfel de intervenție. Pacientul nu prezintă nici incontinență, nu îi afectează nici potența. Bineînțeles, dacă el e impotent, nu poți să-l faci potent, adică nu poți să-i aduci ce nu are. Dar au avut și pacienți care au zis, vai, domn doctor, că mai bine merge acum decât înainte, după după operație. Între medic și pacient trebuie să fie și o relație bună, adică să fie o colaborare, să pot să mai glumesc, să mai pot să mai râscă. Asta îl ajută și pe el să treacă mult mai ușor peste o boală, peste o patologie. Sigur, mi-am amintesc, apropo de ce spunea dumneavoastră, chiar bunicul meu s-a operat de prostată și asta, cred că undeva acum vreo 15 ani, din păcate el astăzi nu mai este în viață. A decedat la 101 ani, nu i-avea împliniți, dacă ar mai fi trăit câteva zile, împlinea 101 ani și s-a operat într-adevăr de prostată, iată, cu ani în urmă, când probabil că nu aveam la dispoziție tehnica de astăzi, pentru că lucrurile progresează totuși foarte rapid. Și, într-adevăr, iată, prin intervenții de care noi, ca pacienți, suntem speriați, pentru că e normal, într-un fel, să fim speriați de necunoscut, dar uite că nu sunt deloc complicate și se pot rezolva probleme care trenează an la rând, dacă stăm cu frica în sân și nu mergem la doctor. Da, pot apare complicații, deci nu-i numai prostata, dacă nu o tratezi la timp, da, pot apărea complicații și anume infecția urinară. Pot, din cauza faptului că urina stagnează în vezica urinară, ea stă mai mult timp acolo, se infectează, infecția respectivă poate să ajungă la nivelul rinichilor, poate să intre în parenchimul prostatic, să determine febră, frison, stare generală alterată. O altă complicație a prostatei netratate la timp este pliteaza, piatra din vezica urinară. Pacientul poate să se prezinte și nu de puține ori vine la medic, spune că urinează cu sânge sau ulustură la urinare și când îi face o ecografie are o piatră în vezică destul de mare. Am avut un pacient care a avut o piatră, uitați așa, în vezică. Era toată vezica, toată vezica, nu mi-a venit să cred, prima dată când ne-am făcut ecografie am zis că nu văd bine, că nu se poate, l-am trimis la un tomograf, am zis să văd că probabil nu dau eu seama. Sigur. Și era o piatră efectiv mare, o trebuie să-i fac o intervenție cu tăietură pe burtă ca să-i scot piatra respectivă. Vă dați seama că a fost un inconvenient și pentru pacient, dar vă dați seama cum s-a simțit de bine pacientul după ce am scos piatra respectivă. Pentru că el, sărac, a venit când nu mai putut urina, nu mai avea loc urina unde să stea în vezică. Astfel, fiecare picătură care ieșea din rinic pe ureter în vezică, ieșea direct afară. Deci el, săracul, se făcea pe el, se fișa pe el tot timpul. Că nu mai avea loc urina să stea în vezică de piatra respectivă. Din ce cauză se formează, domnule doctor, aceste pietre? Pe piatra se formează, urina stagnează în vezică, sunt, bineînțeles că rinichiul filtrează urina, elimină tot felul de substanțe în urină, da, care nu se văd cu ochiul liber, inclusiv săruri, sunt metabolizează medicamente, sunt tot felul de substanțe care sunt eliminate prin urină, ele se fiind că faptul că stă urina în vezică, se decantează, cum ar veni, pe fundul vezicii, ele se adună și formează cristale și din cristale se tot adună calciu, se adună substanțe eliminate prin urină și se formează piatra aceasta. Uneori se dilată rinichii. Am avut pacienți, da, cu retenție de urină și intră în insuficiență renală acută. Deci, vezi, o creatină 6-7 de omul trebuie să ajungă la dializă, să facă dializă ca să-l mai poți ajuta. Uneori, dacă îi pui o sondă și urina se drenează, se rezolvă și insuficiența aceasta renală, după aia poți să-l operezi. Bineînțeles, după îl operezi întotdeauna cu urină, dacă e posibil, sterilă, că să nu apară complicații în timpul intervenției. Dacă operezi un pacient cu urina infectată, pot să apară complicații, chiar stare septică și pot să ducă la decesul pacientului. De asta un pacient trebuie foarte bine tratat înainte și pregătit înainte de o intervenție chirurgicală. Cum am putea preveni toate aceste probleme legate de afecțiunea aceasta? Cum am putea preveni până la urmă boala, adenomul de prostată în sine? Ce fel de viață ar trebui să ducem? Ce alimente să consumăm? Ce băuturi să bem sau să nu bem? Ce se întâmplă? Nu putem să prevenim această patologie, această boală, să o prevenim.
din aceste considerente la pacientul care nu are simptome, nici nu e cazul să-i dăm tratament. Că mai sunt pacienți, ce domnule, am venit din timp, da, nu am nimic, dar dați-mi ceva să nu fac. Nu există așa ceva, pentru că din cauza hormonilor, din cauza testosteronului, prostata este alimentată și ea crește în volum. Nu putem să-i castrăm pe toți pacienții ca să nu facă prostată, să nu aibă probleme cu prostata. Însă, ei pot să, fiecare pacient poate să meargă la consult, la controle periodic, o dată pe an, dacă nu este nicio simptomatologie, este suficient. Se prezintă la medicul CECU, o urocultură este important să știm, și un PSA. Se mai face o ecografie și lucrurile pot fi ținute sub control. În momentul în care apare o modificare, noi putem să luăm măsuri din timp și să-l pregătim pe acest pacient, pentru că un pacient care necesită o operație de prostată trebuie văzut și cu inima, trebuie văzut cu vasele de sânge, pentru că pot să apară complicații după operații care nu le dorim nici noi, nici pacienții, dar dacă aceștia sunt investigați corespunzător, riscurile sunt minime, minime. Vă mulțumim și pentru această intervenție, domnule doctor. Vă reamintim, stimați telespectatori, că și această emisiune v-a fost oferită astăzi de H Medical Clinic. Ne revedem la o ediție viitoare. Până atunci, toate cele bune!